Dar să nu creadă cineva că credința exclude rațiunea, raționamentul sau cugetarea. Nu. Există așa o vorbă care s-a tot încetățenit prostește mai în toată lumea creștină. Zice așa, biserica spune, crede și nu cerceta. Nimic mai fals. Mântuitorul Hristos le-a spus celor ce ascultau, rătăciți neștiind Scripturile. Cu alte cuvinte, dacă nu citești și dacă nu înțelegi, te poți rătăci. Și tot el a mai spus, viața veșnică aceasta este. Ca ei, oamenii, spunând către Tatăl, se rugau Tatălui său, viața veșnică aceasta este. Ca ei, oamenii, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Așadar, dragii mei, mântuirea este cunoaștere. Viața veșnică este cunoaștere. Cunoașterea nu se poate face în afara rațiunii, în afara puterii de înțelegere a omului. De aceea, un creștin adevărat trebuie să și înțeleagă ceea ce crede. El crede nativ și am crezut întâi de la mama. Dar mai târziu, încetul cu încetul, am început să pun întrebări și să răspund la ele și mai să mă știți un lucru. După o viață întreagă de slujire, vă spune un om bătrân, și o viață întreagă de studii teologice, încă și la vârsta mea mai sunt secunde sau clipe în care mă îndoiesc. Dar știu că îndoiala nu mă poate duce la necredință, ci la credință, mai mult decât atât, îmi întărește credința pe care o am. Toată problema se pune între a crede cu ingenuitate ca sfintele femei, între a crede și a-ți consolida credința prin cunoaștere, prin studiu, și a crede prin revelație, așa cum se întâmplă cu cei cu adevărat iluminați, în simplitatea lor, având o credință puternică, credința aceea care mută munții din loc. Aș îndrăzni să spun că a supune pe Dumnezeu experimentului, adică a-L ispiti pe Dumnezeu, cu alte cuvinte, de-abia aceasta este un păcat. Iată, din când în când, revistele, ziarele scriu despre giulgiul lui Iisus care se păstrează în biserica din Torino. Eu n-am apucat să-l văd pentru că m-a apucat o furtună mare când treceam prin preajmă și m-a alungat. Dar aș fi vrut să-l văd așa ca un turist, dar și cu credința creștinului. Se știe iarăși din presă că părerile sunt foarte împărțite. A fost supus tuturor testelor științifice posibile, inclusiv testelor cu carbon 14. Unii cred că este autentic, alții cred că nu este autentic. Eu nu știu dacă este sau nu este autentic. Poate să fie, poate să nu fie. Dar vă spun cu mâna pe inimă, nu autenticitatea giulgiului mă face pe mine să cred în învierea lui Iisus. Cel mult mă poate face să cred că Iisus a murit și că a zăcut în groapă, înfășurat într-un giulgiu, pe care au rămas insemnele rărilor și chiar insemnele chipului său. Dar nu-mi demonstrează că Iisus a și înviat. Credința aceasta trebuie să rămână în toată curăția, puritatea și ingenuitatea ei, ca aceea a sfintelor femei care s-au bucurat, fără să-și pună dileme. De aceea, iubiții mei, să nu-l osândim pe Toma, fiecare dintre noi, cel puțin câteva momente din viața lui, este un Toma. Dar nu un Toma necredinciosul, ci un Toma îndoitul. Important este ca îndoiala, fie că metodă de cunoaștere, fie că este datul ființei omenești, al ființei raționale omenești, să nu te ducă la necredință, ci la credință și să-ți o întărească. Pentru că altfel, dacă n-am căutat să înțelegem ceea ce credem, rostul meu la acest anvol ar fi cu desăvârșire nul. Practic, ar trebui să nu vă predic niciodată, ci doar să vă pregătiți să credeți. Dar iată, pentru faptul că eu și oricare alt preot vine și explică Sfânta Evanghelie, pe înțelesul pe cât se poate al tuturor, este o datorie și o poruncă pe care o avem de la Domnul, care le-a spus apostolilor
Acum nu le puteți pricepe pe toate și nu puteți să le purtați, dar vă voi trimite vouă pe Mângâietorul, Duhul Adevărului, pe Duhul Sfânt, care vă va spune totul. Și l-a trimis la Sfinții Apostoli, care au scris unii Sfintele Evanghelie, alții au scris epistole, iar mai târziu urmașilor Sfinții Părinți, care ne-au ajutat și ne ajută pe noi să percepem și să pătrundem adevărurile propriilor noastre credințe. Așa, iubiții mei, credeți în Învierea lui Iisus și mai presus de toate, iubiți-L. Iubiți-L pe Iisus cu toată inima voastră, cu tot cugetul vostru, cu toată ființa voastră, cel puțin atât când ne iubește El pe noi.